Operațiunile de reabilitare a centrului istoric al Devei au început destul de anevoios, la ceva timp de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor, și asta numai după o somație adresată constructorului de către primărie. Și acum operațiunile par să treneze, însă, conform reprezentanților primăriei municipiului Deva, se execută lucrări la rețeaua de canalizare, iar agenții economici din zonă au fost notificați despre acest aspect. Mai mult, viceprimarul Devei, Gabriel Ilieș, precizează că au fost date garanții din partea constructorului că în zona lucrărilor între Piața Unirii și strada Aurel Vlaicu va fi amenajată o zonă de circulație pentru pietoni. În acest moment, constructorul care execută lucrarea este la faza de mufare a conductelor de canalizare și urmează extinderea lucrărilor dinspre Piața Unirii spre strada Aurel Vlaicu. Primăria a notificat proprietarii teraselor astfel încât ei să aibă timp să se pregătească pentru acest moment. Ce este important pentru cetățeni este că în urma înțelegerilor dintre primărie și constructorul care efectuează lucrarea va fi amenajată o zonă pietonală. În ceea ce privește finalizarea întregului proiect, care cuprinde și porțiunea dintre Piața Unirii către parc, viceprimarul Gabriel Ilieș spune că în urma înțelegerii dintre Municipalitatea Deveană și constructor, termenul de predare va fi devansat cu 2-3 luni față de cel prevăzut inițial. Astfel, cum termenul inițial este august 2022, dacă se va respecta înțelegerea, reabilitarea centrului istoric al Devei va fi finalizată în mai sau cel mai târziu în iunie anul viitor. Păi, termenul de finalizare a lucrării, așa cum deja s-a tot spus și este public, este undeva luna august anul următor, dar în urma înțelegerilor pe care noi le-am avut cu constructorul și sperăm că aceste înțelegeri să rămână în vigoare, undeva sfârșitul lui mai, luna iunie, sperăm să avem lucrarea finalizată. Valoarea totală a investiției, care se realizează pe fonduri europene, este de aproape 22 de milioane de lei sau circa 4,5 milioane euro, iar cota de cofinanțare din bugetul local al municipiului Deva este de 2%.